Este vorba de poetul Mianes. Eroii noștri și poeții noștri sfinți, în dulcea noastră limbă românească scrie, au devenit pentru noi titori de simții. Pentru cel care este voievod al limbii române, părinte al lirismului românesc, sumă de voievod muzicale cântată Petre Țuțea, Mianes nu a venit un cântec excepțional al celor care au fost Ion Alba și Doina Todorovici, cântăreții României mari, pasăratii pe care permiteți-ne ca acum la această mărturie națională și publică, acum în an de centenar, când încă suntem în România, acum liberi să cântăm aceste cântece, să-i aducem cu noi în cântecul nostru și inovațiile noastre. Eminescu este cântecul și Eminescu este cel care are dreptul să ne judece într-un fel sau altul pe noi cei de astăzi. Să ne dăm cu toți, vă rog, ați cântat frumos la refren, a fost deosebit să fim cu toții una. Acesta este și scopul nostru, degeaba se mită dacă nu se recepționează. Încercați să recepționați ceea ce practică aceste suflete frumoase, căutătoare de adevăr și plină de misionarism, plin de gândire și de simțire care este a noastră. Haideți să cântăm Eminescu, da? Cât de frumos!
când am avut